Biserică ne pune în față o minune săvârșită de Domnul nostru Iisus Hristos, anume minunea vindecării slujitorului unui sutaș. După ce Mântuitorul a rostit celebra predică de pe munte, știți acea cuvântare despre care am mai vorbit noi, în care Mântuitorul a vorbit despre, a spus Tatăl nostru, fericire și alte învățături, după ce a terminat predica de pe munte, a coborât și s-a dus în orașul Capernaum. Oraș care era cumva și un fel de reședință a Mântuitorului, în sensul în care, cel mai probabil, Domnul nostru Iisus Hristos, care nu avea proprietăți personale, a primit de la cineva o cameră în care stătea, un fel de chiriaș fără a plăti chirie. Deci Capernaumul era reședința de moment a Domnului nostru Iisus Hristos. În momentul în care Domnul Hristos intră în Capernaum, este întâmpinat de un sutaș. Ce este un sutaș? Sutașul era un ofițer din armată, comandant al unei unități de 100 de soldați. Poate că unii dintre dumneavoastră ați auzit, referitor la armata romană, de centurioni. Ei bine, sutașul era un centurion. Adică era comandantul, așa cum spuneam, a unei unități formate din 100 de soldați. Este foarte greu de spus dacă era sutaș în armata romană sau în armata supusă lui Rod Antipa, care era rege în acea regiune. Cel mai probabil era roman. De unde deducem aceasta? Vom vedea la un moment dat că Domnul nostru Iisus Hristos spune cuvintele următoare: nici în Israel n-am găsit atâta credință cât la acest sutaș. Prin urmare, din aceste cuvinte deducem că acest sutaș nu era iudeu, ci era străin de poporul ales. Și spuneam că în momentul în care Domnul Hristos intră în Capernaum, este întâmpinat de acest sutaș, de acest centurion, care îl roagă să îi vindece pe slujitorul său care era bolnav. Nu știm despre ce boală era vorba, dar putem să bănuim că era vorba de o incapacitate locomotorie sau ceva legat de așa ceva. De unde deducem aceasta? În momentul în care vorbește despre slujitorul său, sutașul spune că zace slăbănoc pe pat. V-am spus și cu alt prilej că acest termen de slăbănoc nu înseamnă om leneș, așa cum este înțeles astăzi, ci este vorba de un om care nu se poate mișca. Este vorba, deci, de o incapacitate locomotorie. Nu știm care a fost cauza. A fost rănit sau era vorba de o boală, aceasta nu știm. Cert este că acel slujitor al sutașului zăcea pe pat în boală. Și sutașul îl cheamă pe Hristos sau îi cere lui Hristos să-i vindece pe acel slujitor. Și Mântuitorul ce spune? Voi veni și îl voi vindeca. Dar sutașul spune așa: nu, Doamne, zi numai cu cuvântul, pentru că eu nu sunt vrednic ca Tu să intri sub acoperișul casei mele, pentru că și eu sunt om în subordinea altora și am la rândul meu oameni în subordinea mea. Și dacă îi zic unuia du-te, se duce. Dacă îi zic unuia fă, acela face. Deci, Doamne, zi numai cu cuvântul și se va vindeca slujitorul meu. Și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, se minunează de aceste cuvinte. Și nu doar de cuvinte, ci de fondul sufletesc al sutașului. Și atunci spune Mântuitorul: atâta credință nu am aflat nici măcar în Israel. Și de aici deducem faptul că acest sutaș nu era iudeu, ci era străin. Și continuă Mântuitorul și spune așa: vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta în împărăție cu Avram, cu Isaac și cu Iacov, iar fiii împărăției vor fi dați deoparte. Cine sunt fiii împărăției? Este vorba, bineînțeles, de poporul ales, de poporul iudeu, care, deși a fost beneficiarul revelației divine, adică acelei legi care avea în centru cele 10 porunci, singura lege de sorginte divină sau inspirată de Dumnezeu în afară de creștinism, legea veche, deși erau beneficiarii acelei legi descoperite de Dumnezeu, totuși ei l-au respins pe Hristos. Și de aceea spune Domnul nostru Iisus Hristos că vor veni mulți de la răsărit și de la apus
și vor fi în împărăție, iar fiii împărăției, adică poporul iudeu sau o parte dintre ei, vor fi izgoniți din împărăție. Și în clipa aceea, slujitorul sutașului a fost vindecat. Iubiți credincioși, acest sutaș, bineînțeles, în conformitate cu acest text evanghelic, este un personaj pozitiv. Și ce am putea să spunem despre el? Că este un om de omenie. Sau poate, într-o altă exprimare, este un om de caracter. Acest sutaș dă dovadă de alese calități. Vreau să observăm că el își apreciază slujitorul pentru calitățile sale. Adică, foarte probabil, acest slujitor care era bolnav era un om de calitate, chiar dacă era slujitor. Iar stăpânul său, adică sutașul, a avut puterea de a-l aprecia, chiar dacă era vorba doar de o simplă slugă, un simplu slujitor. Mai departe, acest sutaș trece peste diferențele de statut social. Adică, el era stăpânul, iar cel bolnav era un simplu slujitor. Și totuși el trece peste aceste diferențe. Este omenos, este plin de milă și de compasiune. Mai departe, nu este îndâmpat. Sutașul merge el însuși și cere Domnului Hristos să-l vindece pe slujitor. Și mai mult decât atât, avea și o anumită puritate sufletească. De unde deducem aceasta? Puritatea lui sufletească i-a permis să meargă în fața unui străin, a unui propovăduitor care nu era de credința lui, ci era străin și de neam și de credință. Și deși era vorba de un iudeu, adică de unul dintre cei pe care romanii îi stăpâneau, el, ca sutaș, ca centurion, merge și cere acestui profet, acestui om al lui Dumnezeu, străin, să facă ceva, să facă o minune vis-a-vis de slujitorul său. Vă spuneam că acest sutaș poate fi caracterizat ca fiind un om de caracter. Și cred că dacă aș spune om de caracter, spune mai mult chiar decât a spune om de omenie. Când spune despre cineva că este de omenie, spune că are un suflet bun, milos și altele asemănătoare. Dar când spunem om de caracter, ne referim la un om care este drept din toate punctele de vedere. Și aș vrea să ne amintim ce a spus la un moment dat Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și acest sutaș n-a fost de față cu Hristos, a spus aceasta. Ceea ce vă place să vă facă vouă oamenii, aceea faceți-le și voi lor. Și iată că acest sutaș a dat dovadă, că a primit aceste cuvinte fără a le fi auzit cel mai probabil din gura Mântuitorului. Ce este omul de caracter? Este omul care, orice ar fi, spune adevărul și săvârșește binele. Orice spun cei din jurul lui, oricare este atitudinea celor din jur, omul de caracter spune adevărul și săvârșește binele. El întotdeauna se conduce după principii morale. Nu se abate de la linia dreaptă a vieții, nu șovăie în ceea ce privește această linie dreaptă a vieții. Este statornic. Omul de caracter este omul pe care te poți baza oricând. Și nu ți-e frică de faptul că astăzi este într-un fel și mâine este altfel. Ci întotdeauna va fi la fel. Va fi drept, corect. Și nu va fi schimbabil, nu va fi un om cu două fețe, nu va fi fățarnic. Știm că modelul de excelență al omului de caracter este Domnul nostru Iisus Hristos. Și la El, la Domnul Hristos, este foarte vizibilă concordanța desăvârșită între cuvânt și faptă. Hristos nu a spus una și a făcut alta, ci întotdeauna la El a existat această deplină concordanță între ce a spus și ce a făcut. Cum ar trebui să fim noi pentru a fi oameni de caracter? Ar fi multe de spus, dar eu voi pune în față doar câteva aspecte. Omul de caracter, cum spuneam și anterior, niciodată nu este ipocrit și prefăcut. Ceea ce gândește, aceea spune. Și ne amintim că Domnul nostru Iisus Hristos a spus la un moment dat foarte clar. Cuvântul vostru să fie ceea ce este da, da și ceea ce este nu, nu. Iar ce este mai mult decât aceasta, de la cel rău este. Omul de caracter este și trebuie să fie cumpărit la vorbă. Vedeți? Am spus și altă dată, unii oameni își fac așa un fel de
laudă de sine când spun așa: eu oricui sunt totul în față. Nu mă dau la o parte de la nimic. Dar nu este neapărat cea mai corectă variantă. Omul trebuie să gândească. Adevărul poate fi spus în multe feluri. Poate fi spus frumos și elegant sau poate fi spus din topor. Dacă adevărul este spus din topor, adevărul acela va răni. Chiar dacă este adevărat. Chiar dacă spunem adevărul. Dar atunci când spunem adevărul, putem să facem fin, elegant, fără a arunca vorbe nechipzuite. Vorba trebuie să fie frumoasă, nu lingușitoare, dar ca o adiere și plină de apreciere. Cu un cuvânt bun se rezolvă de 1000 de ori mai multe decât cu un reproș. Omul de caracter se ferește cât poate a ponegri pe ceilalți. Dacă nu are ceva bun de spus, mai bine nu zice nimic. Și dacă nu poate face binele, măcar nu face răul. Dar fac o paranteză. Am spus și altă dată. Să înțelegem foarte clar că răul trebuie amendat. Cine nu amendează răul este părtaș la rău. Dar nu la aceasta m-a referit, ci la faptul de a spune lucrurile frumos, elegant și cizelat. Omul de caracter este înțelept. Niciodată nu este înfumurat și egoist. Și mai mult decât toate, omul de caracter este modest. Omul de caracter își îndeplinește întotdeauna datoriile. Și vreau să vă pun în față ceva ce am citit și eu. Este vorba despre o piesă care se numește Doi sergenți. Această piesă îi pune în față pe doi soldați care păzeau granița dintre Franța și Spania. Ei se numeau Guyot și Robert. În perioada în care se petrece acțiunea acestei piese de care vă vorbesc, în Spania bântuiau frigurile galbene. Și era interzis ca cineva să treacă granița. Acești doi soldați păzeau, ca nimeni să nu treacă, dar la un moment dat a venit o femeie cu doi copii, amărâtă. Și a rugat pe acești doi soldați să o lase să treacă, pentru că în zona de unde ea venea, nu bântuia boala. Și până la urmă, Guyot se milostivește de ea, își face milă și o lasă să treacă. Dar cineva află, este părât și este condamnat la moarte. Acest soldat, cu inimă mare, a cerut superiorilor săi să-l lase ca înainte de a fi executat, să meargă să-și vadă soția, care era undeva pe o insulă exilată. Primește aprobarea, dar cu o singură condiție. Colegul său, Robert, să-i țină locul. Cu faptul de a-și asuma. Dacă Guyot nu se întoarce, Robert avea să fie executat în locul lui. Și Robert își asumă aceasta și este de acord ca prietenul său, Guyot, să meargă să-și vadă familia, soția, înainte de a fi executat. În momentul în care trebuie să întoarcă de pe insulă, Guyot nu este primit în barca ce venea. Pentru că toți cei care veneau cu barca știau că el trebuie să fie executat. Așa că au spus să rămână acolo, să nu se mai întoarcă la locul unde el a fi fost ucis. Dar Guyot știa că prietenul său, Robert, și-a asumat soarta lui în cazul în care el nu se întoarce. Și a trecut în not apa pe care trebuia să o treacă cu barca, dar prietenii săi nu l-au luat în barcă. Execuția era programată la ora 8. La 8 fără 5 minute, Guyot a ajuns. A ajuns ca el să fie executat și nu prietenul său, Robert, care era nevinovat. S-a întâmplat ca generalul să fie într-o inspecție tocmai atunci. Și generalul i s-a adus la cunoștință tot ceea ce s-a întâmplat. Anume că lui Guyot i s-a permis să meargă să-și vadă soția, și Robert, prietenul său, accepta să rămână ca și chezaș în locul lui. Dar Guyot s-a întors cu 5 minute înainte ca prietenul său să fie executat pe nedreptul locului. Și când a văzut devotamentul soldatului, generalul l-a chitat pe Guyot și acesta n-a mai fost executat. V-am spus această întâmplare din acea operă, din acea piesă, pe care și-o am citit-o, pentru a exemplifica modul în care omul de caracter își îndeplinește întotdeauna datoriile. El nu este o persoană care să lase în urmă ceva nerezolvat, ceva ce ține de demnitatea și de caracterul său.
Până la urmă, caracterul moral este rodul muncii. Și spunea Ghiote la un moment dat, talentul se formează în tăcerea vieții private, iar caracterul în vijelia vieții publice. Devenim oameni de caracter străduindu-ne să practicăm ceea ce este bine și ceea ce este conform cu virtutea. Și ceea ce omul practică, aceea își însușește. Adică, așa cum spune poporul român, obișnuința devine a doua natură. Iubiți credincioși, vreau să mă îngăduiți în final să vă citesc capitolul 12 al Epistolei către Romani a Sfântului Apostol Pavel, care este foarte elocvent acest capitol în ceea ce privește tot ceea ce am spus anterior în cuvântul pe care l-am spus, pe care l-am rostit. Și citesc din Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel. Noi cei mulți, un trup suntem în Hristos și fiecare suntem mădulare unii altora, dar avem felurite daruri. După harul care ni s-a dat, dacă avem prorocie, să prorocim după măsura credinței. Dacă avem slujbă, să stăruim în slujbă. Dacă unul învață, să se sârguiască în învățătură. Dacă îndeamnă, să fie la îndemnare. Dacă împarte altora, să împartă cu firească de vinovăție. Dacă stă în frunte, să fie cu tragere de inimă. Dacă miluiește, să miluiască cu voie bună. Dragostea să fie nefățarnică. Urâți răul, alipiți-vă de bine. În iubire frățească, unii pe alții iubiți-vă. În cinste, unii altora, dați-vă întâietate. La sârguință nu pregătați. Cu Duhul fiți fierbinți. Domnului slujiți. Bucurați-vă în nădejde, în suferință fiți răbdători, la rugăciune stăruiți. Faceți-vă părtași la trebuințele Sfinților, iubirea de străin urmând. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați-i și nu-i blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Cugetați același lucru unii pentru alții. Nu cugetați la cele înalte și lăsați-vă dus pe cele smerite. Nu vă socotiți pe voi înși vă înțelepți. Nu răsplătiți nimănui răul cu rău. Purtați grijă de cele bune înaintea tuturor oamenilor. Dacă se poate, pe cât stă în puterea voastră, trăiți în bună pace cu toți oamenii. Nu vă răzbunați singuri, iubiților, ci lăsați loc mâniei lui Dumnezeu. Căci scris este, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Deci dacă vrăjmașul tău este flămând, dă-i de mâncare. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci făcând acestea, vei grămădi cărbun de foc pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul cu binele. Amin. Slavă Tatălui!